Acțiunile în cadrul campaniei Curățăm România continuă să se desfășoare în județul Maramureș pentru igienizarea zonelor în care deșeurile sunt aruncate necorespunzător. Astăzi, de exemplu, jandarmii din cadrul detașamentului 3 Baia Mare, alături de lucrătorii silvici, au desfășurat pe raza localităților Târgu Lăpuș și Cavnic acțiuni de curățare a zonelor împădurite aflate în administrarea ocolului silvic Târgu Lăpuș și a ocolului silvic Baia Sprie. În urma solicitărilor multiple venite din teritoriu, Ministerul Mediului a decis prelungirea campaniei până pe 31 mai. Curățăm România este prima campanie de acest fel în care sunt implicate autoritățile centrale și cele locale, asociațiile de profil, asociațiile municipiilor, orașelor, comunelor, instituțiile deconcentrate, dar și societatea civilă.